Poate că veți spune, ce atâta bătaie de cap cu Israel? E treaba lor cu Dumnezeu, așa cum e treaba fiecăruia, pentru că până la urmă mântuirea este o chestiune personală între om și Dumnezeu. Dumnezeu nu mântuie popoare, ci persoane. Dar elucidarea problemei lui Pavel din Romani 9 până la 11, ce se va întâmpla cu Israel, poate aduce multora multă lumină și pace. Oamenii, indiferent de etnie, sunt și azi la fel de dominați de ideea că trebuie să muncim zdravăn pentru mântuirea noastră. Din indiferent ce motiv, devine foarte greu să-i spunem lui Dumnezeu, nu sunt destul de bun și de vrednic, de aceea am să accept darul harului tău. În loc de asta însă ne dorim și ne străduim să ne câștigăm cumva creditul, meritele, atenția, darul lui Dumnezeu. Vrem să fim în regulă cu Dumnezeu prin propriile noastre eforturi, dar atenție, asta n-a mers niciodată. Pavel dorea cu disperare ca Israel să fie mântuit, dar trebuie să le spună adevărul, oricât de crud ar fi, și anume, moștenirea și etnia nu sunt suficiente pentru asta. Din această pagină de scriptură putem și noi învăța, în primul rând, că poți fi religios și pierdut. În ce-l privește pe Dumnezeu, Israel avea mai mult decât orice alt popor și totuși erau pierduți și ei. Dar ca oricine altcineva aveau șanse să fie mântuiți. Pentru asta trebuie ca noi creștinii să împărtășim Evanghelia celorlalți, evrei și neevrei deopotrivă. Sub cruce este loc pentru toată lumea și toți au aceleași șanse. O a doua lecție. Poți avea râvnă, dar fără cunoaștere adevărată. Adesea vrem să facem ce ni se pare că e corect și fără să înțelegem sau să ținem cont de ce spune Dumnezeu în cuvântul său. Israel nu își înțelegea corespunzător Scriptura, Tora, și de aceea l-au respins pe Iisus ca Mesia. O a treia lecție. Gura și inima trebuie să vorbească aceeași limbă. Ceea ce spunem trebuie să corespundă cu ceea ce gândim și credem. Dacă îl mărturisim pe Iisus Hristos fără convingere, fără credință și căldură, fie ne înșelăm singuri, fie suntem niște ipocriți. Iar dacă avem credință, dar nu mărturisim, nu suntem decât niște lași. Ce putem spune despre viitorul lui Israel prin prisma promisiunilor lui Dumnezeu? S-a săturat oare Dumnezeu până peste cap de Israel? S-a depărtat de ei? Greu de crezut. Pavel însuși era dovada vie că Dumnezeu mântuia pe israeliți. El fiind un descendent al lui Avram, din seminția lui Beniamin, cum scrie în primul verset din capitolul 11. Dumnezeu și-a păstrat întotdeauna o rămășiță în Israel. Astăzi această rămășiță este formată din evreii care au crezut că Iisus Hristos este Domn și Mesia. Ce se va întâmpla cu aceia care n-au crezut în Iisus ca Mesia al lor? Cei mai mulți din Israel sunt împietriți pentru că s-au rătăcit. Și nu s-au rătăcit pentru că sunt împietriți. Au fost expuși la Evanghelie mai mult decât orice alt popor. Israel a avut sumedenii de ocazii să-L audă și să-I răspundă lui Dumnezeu, care a fost atât de îndelung răbdător cu ei. Iar acum ei sunt orbi pentru că nu vor să accepte lumina venită de la Dumnezeu. Să nu încetăm să ne rugăm pentru ei.